que nós temos que se defender contra uma toda essa apatia. Temos que estar em outra posição. Dacă m-a prins deja, da? Atunci va trebui să mergem pe drept. Asta? Da? Da.
Ele sunt accelerătoare. Da, dar au mici deosebiri, mici diferențe pe care toți le așteptăm. Da? Deci să facem o tehnică folosind una de geacă. Partener, da? Toată stânga mea stă în legătură între mâna mea și mâna lui, mâna lui care este incomod, are o fizie incomodă și care va tinde să-mi dea drumul. Sigur, o soluție ar fi, da? Da? Să vă ajut cu acolo mâna. A voie este, da, să mă duc cu corpul lângă el, da? Să mă duc cu picioarele aici a mâna, nu se întâmplă nimic, da? Asta e una. A doua. Un, doi, trei. Da? Mâna vine pe deasupra. Iese, ridică mâna lui sus și alungă. Prima mișcare este asta. De ce? Ca să am mâna lui la dispoziție, să pot să ridic, dacă ar fi departe de mine, da? Această mișcare ar fi inefectivă. Observați? Nu se întâmplă nimic. Deci. Una. Doi. Am nevoie ca să ajut partea asta lângă mine, da? Partea asta lângă mine. De asta, prima mișcare este asta, da? Da, deci până asta e. Fixatul mă duc jos. Da? Deci dacă vreau ca partenerul meu să-l fixez jos, da? Eventual să-l lovesc, da?
voi pune mâna deasupra. Da? Da? Se lovește, da? Întoarcerea se face nu cu mâna, ci cu corpul. Cu partea propriu. Dacă obiectivul vreau să doar să-l controlezi, să burta sus, da? Da? Atunci, poziția mâinii aici îmi permite o întoarcere la picioare. Care este? Mâna deasupra n-ar fi posibil. Deci trebuie să schimb mâna, da? Trebuie coborât, da? Corpul este cel care îmi zice, sau aici, da? Asta e corpul de hai! Imediat facem o tehnică. Unde o să ai? Eliminat, da? Deci, ne așezăm în camaie, da? Te face o tehnică din poziția asta. Această, acest contact cu patentul. Și pe fiecare mână. Eliminat. Poate greși. Tensionare. Apoi pe cealaltă. O de o să ai. Eliminare. Poate mă așa. Poate că aici. Poftim. Da? Patru. Să văd dacă eu poate mă așa. Da? Tot timpul garda mea a fost gheată. Tot timpul garda mea a fost gheată. Gheată cu hanmi. Piciorul drept, piciorul stâng. Da? Când partenerul a făcut mișcarea asta, da? Mișcarea mea normală asta. El se așează invers, da? Mișcarea asta invers. Mișcarea mea normală asta. Sigur că nu este o obligatoriu. Dar este mult mai avantajos, da? Dacă această mișcare, că n-ai hanmi totdeauna. Deci, cum făceam și la sabie, când ne ridica sabia și, da? Făceam și pe sabia mâna ca să-l continui, odată cu el, da? Dar sigur, puteam să ridic mâna așa, 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 tot în afară. Nu? Deci, favorabil este să poți să faci un aici anumită doamnă frumoasă pe care o am zis. Da? Deci, unde o să ai? Aici, da? Tehnica, da?
extremități încordați, da? Vorbim așa, da? Să mai scapi, să mai reduci din avantajul lui, este intrarea mea, da? În felul în care vreau să. Mai cu altul, da? Bun, deci facem câteva tipuri, da? Unu. Deci pup pune și n-ai familie, da? Uitați, uitați-vă, da? Jiu-Jitsu gara, gara. Câte ori fac mișcarea în felul acesta, da? Se la drept. Da? Blochează. Da? Nu uitați, lucru extrem de important. Trebuia să se mire că fac corect. Fie, până la fapt, trebuie să fac așa. Deci, nu avem mișcare.
a rămas aici, partenerul m-a blocat și pe partea asta. Da? N-am ce faci. Ce faci? Am blocat. Mișcarea va fi totdeauna în felul acesta. 1, 2. Mâna mea de slinire, da? Până atac la față. Totdeauna. 1, 2. Da? Nu așa. Că nu pot. Pot, da? Da? Să-l apropie pe partener de mine. N-am nicio șansă, dar el nu va vrea să se apropie. Da? De obicei urmează o lovitură. Da? Până de aici mă aștept, da, va veni aici la o lovitură în spate, care pot să-l pun pe la tăt. Sau preîntâmpin atacul care a urmat din spate. Da? Dacă mă ține acolo,